De fiecare dată când venim la 1 septembrie, venim cu noi emoții,
cu noi speranțe pe viitor, cu noi speranțe pentru împlinirea visurilor. După vacanța mare, ați venit mai întremați sufletește, fizicește și chiar moralicește. Care ați fost și v-ați odihnit pe la bunici? Care ați lucrat alături de părinți? Care ați lucrat acasă, ați citit o carte? Deci cu toții ați venit la școală cu noi puteri pentru a pătrunde mai departe în tainele cunoștințelor. Noi cu toții suntem încrezuți că totuși cartea cândva va fi prețuită, știința de carte va fi prețuită la nivelul cuvenit. Dacă și acum cei mai mari poate se decepționează în unele privințe, eu încă o dată sper că lumea se va gândi că totuși omul de știință este necesar țării, este necesar la conducere, este necesar în economie, în toate domeniile vieții noastre. În timpul verii, cu ajutorul părinților, s-au făcut reparații în sălile de clasă, cu ajutorul primăriei care a alocat 5.300 de lei, s-au făcut reparații pe coridoare, în sălile de clasă unde nu au fost clase cu dirigin. Așa că atunci când o să intrați în școală, o să vedeți că aspectul ei cu mult s-a schimbat. Datoria voastră este numai ca să păstrați. Să păstrați acel puțin care s-a făcut. Deoarece știți că de mult școala s-a dat în exploatare, trebuie reparații capitale și trebuie numai decât să păstrăm ceea ce putem să facem cu sumele alocate de primărie și de părinții elevilor. Deci, din partea direcției școlii, felicit pe toți elevii care astăzi vor intra din nou în sălile de clasă și mai ales pe acei 50 de micuți care astăzi au venit cu cele mai mari emoții, cu ochii larg deschiși, așteaptă să pășească pragul școlii și pragul claselor, să se întâlnească cu învățătoarele lor, să bucisească primele litere, să facă primele bețișoare. Deci vă doresc multă sănătate și succes mai departe! Cu cuvânt de felicitare ne vine primarul satului, domnul Mircea Drăgăliu. Două momente emoționante care apar. Asta e sfârșitul anului școlar, când toți sunteți ca într-o zi de sărbătoare, îmbrăcați, frumoși, și începutul noului an școlar. Fără ca să vreau, mi-a atras atenția dumneavoastră la toți copiii și părinții care, de drumul principal, un regiment întreg, mergeați cu toții la școală. O plăcere mai mare nu există când s-a trezit satul pentru lumea cunoștinților. E o plăcere extraordinară, copilașii cu buchete de flori, cu îmbrăcămintele este atât de înzorzolate, părinții atât de fericiți care vineau pentru prima dată pentru cei 50 de micuți să-i încadreze în lumea științii. În numele primăriei, dați-mi voie să vă felicit cu această zi, zi din 1 septembrie, ziua cunoștinților, dorindu-vă ca dumneavoastră să fiți într-adevăr incluși completamente în această lume, în lumea științii, lumea cunoștinților. Care sunt aș vrea ca cei din țară și cei din țara noastră știe acel potențial intelectual care este baza tuturor bazelor. Aș vrea ca să ne mulțumim toți care sunteți aici. Să fiți
august, primărie din Țaul a făcut careva relații de înfrățiri cu județul Bistrița. Și anume, comuna Tihă Bărăgău nu ne ajung atât de mult acea literatură pe care o avem atât de puțin în limba noastră maternă, în limba română. Și deci, în viitorul apropiat, vom fi martori la o astfel de întâlnire când dumnealor, frații de peste Prut, vor veni cu acest lot de cărți, cu acele momente frumoase pe care le vom face în viitor în relațiile noastre culturale și de instruire, dar poate mai târziu și economici, căci dumnealor economiciștii sunt ceva mai bogați decât noi, nu vreau să spun care-i anume nivelul. Dacă vom fi în stare, vom face și unele relații de studii a copiilor noștri în școlile lor. Nu știu dacă dumnealor or dori să vină aici, iar celelalte le vom face pe parcurs. Deci așteptăm și nădăjduim la mai mulți și la mai mari. Iar acum vă doresc tuturor micuților, celor mai mari, părinților, sănătate, bucurie, fericire și dea Domnul ca acest început de septembrie, acest 1 septembrie, să ne aducă și nouă, să ne bucurăm de copiii noștri și să-i ajutăm într-o toată. Drum bun în noul an de învățământ! Pentru această școală se
va efectua sfințirea școlii și mă bucur de fapt că sunt invitat spre a face un lucru bun în fața lui Dumnezeu. Mă bucur fapt că noi, toți creștinii, nu uităm de bunul Dumnezeu, dar la fiecare lucru ne aducem aminte de bunul nostru Dumnezeu, Creatorul Lumii, care ne-a zidit pe noi și fiecare dintre noi începem cuvântul Doamne, ajută-ne! De aceea, fraților, care e pretutindene și Doamne, ne priești, Hristierul bunătății roșii de te dorme viriază, vino și te sărășuie. Thank you.
Însă vă spun că cu grup era cei ce se mai jucau aici, dar și se ocupau, scriau. Socoteau, învățătoarea, educatoarele învățau, însă acum grupii ne-am mirat ca să fie, mai mult că nu să fie. A fost spus de la secția regională că ar plăti statul de educator la grupii, dar primăria, eu cred că nu o să dispună de baloane cu gaz, balonul cu gaz cât o stăi, 3-4 zile. Și primăria o să dăie 2 baloane pe săptămână. Eu nu știu, vom vedea, dar mai mult că nu o să fie. Înainte, până anul trecut, până în 99, fiecare învățător, și la clasele mari și la clasele mici, am avut ori facultative. Ori de lucru individual să lucrez cu elevii de clasa întâia. Gândiți-vă, aici trebuie muncă. Și fiecare cred că din dumneavoastră vrea ca să aibă un rezultat copilul dacă iese de aici din școală. Și mă gândesc așa, că poate cu timpul, poate până la anul, poate să încălzi și școala, să vă gândiți la o burjuică. Să o punem în clasă ca să am să nu mai duc. Și așa au hotărât toate dirigentele de clasă, să nu mai îmblăm din clasă în clasă, dar să avem clasa noastră, unde să stăm. Și anul trecut am văzut pe părinți, le-a revenit de 2 ori să aducă lemne. Eu sat de lemne, de 2 ori, nu mai mult. Și eu am fost cocigar, am făcut focul, cum adică erau cocigari care prindeau, dar numai decât trebuie să mai adaugi focul, nu se mai ține cald. Și gândiți-vă, poate cineva are burjuica ta, poate îi strângeți ceva material și tarță, s-or mămușii, tătușii, eu știu cum, s-or strângeți-vă și sfătuiți-vă în privința asumzăndării. Mai departe vreau să trag atenția că dacă vreți la etatul întâi în partea cealaltă, să împiezi clasa a doua. Nu știu până, adică ai trebuie să dăie analizele. Thank you.
de bună